Salut, băiete, bine v-am găsit la un nou episod de chem. Aici puteți vedea ceva diferit. Ne se noi. De ce avem noi aici? Avem o arta lumii și ceva pictat așa, niște culori acolo. Deci vreau să mă apuc acum să fac animati. Contris balis. Dacă nu așa se pronunță, îmi pare rău, asta e engleză de marfă, vă tot spun asta, deci. Am să prin Egipt chestiile astea, deci există pe YouTube asta un Contris Balis aiza. O chestie cu una, se numește Vier Wars, adică fac acolo animații cu un Contris Balis și chestii din astea, comentează acolo lumea și sunt oameni, adică vin cu bază acolo oameni reali, acolo în animația ta. În seria tot asta și mă gândeam și eu să fac asta că că există, cum se numește asta? Acum vă spun că e ucranian. Că are, da. E mișto oricum. Tipul, fac animație destul de frumos contrizbaliz. Deci, da. Că vedeți voi, acum este un prototip. Deci, cum, ia, acum caut Viewers Wars. Ia-ți, masa. Viewers Wars. Acum am văzut alt videoclip, încă unul care fac în astea. Asta, mă abonez și eu chiar la alții. Cum fan înfocat al Contris Balis, asta îmi place mie. Dar or, asta e altceva, deci avem pachia. O să fac crinsat, o să fac crinsat după chederea această filmare, o să fac crinsat ca să vă arăt. Că da, ce fac eu omul ăsta, e da dreptul genial. Asta dau să nu fie muzica, bă, am văzut că are și copyright, așa este, dacă nu are copyright. Aha, mă rog, nu mă risc, oricum, da. Deci, da. Oricum o să vă dau linkul canalului lui în descriere, deci, dar e foarte frumos, viitor alternativ, istoria alternativă, tot mai avem aici un Contris Balis, deci da, pe acolo, deci da, destul de tare, deci să vedeți și vă aici ideea. Deci niște, el am animat pe acolo, fac eu artă, chestii, oricum am arta lumii, pentru că n-am chef să desenez toate alea, oricum nu sunt așa de bun. Deci da, am câteva proiecte, să spun așa, și o să fac scenar, deci serialul ăsta o să fie în engleză. Și Contris Balis. Aici să vedeți asta. Deci, eu să desenez asta ceva. O să fie la fel. La editare o să bag eu minghilele cu ștragurii pe ele. La editare. Și este cam complicat asta. Este cam 1000 IQ faza. Este cam 1000 IQ. Chiar să fac pe acolo să mă mișc scriu acolo. Gol să le să scriu în engleză. Bla bla bla. Că cam da. Deci de ma. Eu deja pe acolo, deci o să fie senat, dar des dacă o să oricum, da, o să fac din asta proroghe, pro pro pr o l o g u e proroghe, cred, sper că asta se pronunță, nu? Da, anyway, deci o să fac din asta, deci da, și dacă vreți vă bag și pe voi acolo chestia, se da să vor comenta să ne una chestie, nu știu, de o să bag, că n-o să bag eu, porumbii. Așa. Deci, da. Este cel mai mare chestie care am făcut eu vreodată. Deci, este cea mai... Am ridicat nivelul de la... Gaming, trecem la... De la educație... Deci, da. Chiar captain, trecem... Crescem și noi puțin așa nivelul. Deci, ne ridicăm. La nu poate facă nimeni și direct 3D. Cine știe? Dar oricum. Deci asta. Acum. Ceva am avem aici. Am aici folderul ăsta cu arți. Cu toate din astea. O să bag pe acolo. Și faceți că eu o să bag prof. Oricum o să vedeți voi. Da. Deci aici mai avem. Aici vreau să fac viitor alternativ. Deci uitați-vă. Aici o să fie chestia alea.
Deci se vedeți acum pe ecran este că am făcut eu, n-am desenat toată Europa și Africa sau că mai și că mai avem noi pe China, Asia, Orientul Mijlociu. Că da, aici vedeți aici, deci aici încă e un pachet, aici Ucraina și Rusia încă nu sunt război, bla bla bla. Sper să se termine destul de rapid. Războiul ăsta de Chienda. De Chienda. Oricum o să fie de aceeași culoare, alianța, adică NATO cu aceeași culoare, granițe, aici liniile astea neagre sunt granițele, nu cred că trebuie doar să explic. Cine nu știe geografia, adică n-ai cum să nu știi ce înseamnă chestiile astea, adică cât IQ poți trebuie, adică n-ai cum să nu știi că asta e România și asta neagră, vezi, sunt granițele, n-ai cum. De sau bordel, mai pre English. Da. Am avut aici liniile astea neagre în care încă Rusia în 2014 au luat Ucraina, a luat Crimea, pardon. Au luat Ucraina, auzi, la mine. Da, a luat Crimea și da. Republica Crimea sau cum se numește ea, oricum. A luat și vedeți aici liniile astea, muf. A luat, dar da. Oricum, da. Aici, nu mai știu cum se numea asta. Aici, lângă Pronia și cum se numește țara asta. Nu prea contează deloc, oricum, da. Dar n-am cum să le țin minte pe toate, că nu sunt chiar robot, sunt că oricum poate o să fim tot prin secolul viitor, poate o să fim omorâți de inteligența artificială să-i băgați în computere, ceva, nu știu, oricum e cam departe de... Mai avem nevoie de tinerii până așa, chila, până să riscăm să fim omorâți. Da, oricum. Deci, pachea viitor aici, Chipru, parcă așa se numea, insula asta, auzi la mine, pe insula. Da, cred că eu aici, nu toate ele sunt așa, da. Deci, aici, Chipru nu era deloc desenat, era doar așa. Am făcut eu câteva granițe și din astea neagră, tot eu am făcut-o. Că nu era. Da, oricum, arta asta nu e prea perfectă. Oricum, am câteva. Asta proiecte că astea și... Aici avem un pământ așa, fără nicio țară. Aici înseamnă altceva. Înseamnă că a fost un război nuclear. Nu știu cât de departe suntem, dar... Eu sper că nu se ajungă niciodată, să nu ajungem niciodată aici. Aici înseamnă că război nuclear și post-apocaliptic. Deci, a explodat bomba nucleară și deja gata. Și chestiile, era unul pe YouTube, Bulgar Bell, ceva, e să consum, mă, oricum, da, scuze, Bulgar Bell, Bulgaria Bell, Bulgaria Bell, Bulgaria Bell, așa, Bulgaria Bell, stai că eu așa știu altcine, Bulgarian Bell, aha, istoria modernă, Among Us. Parcă se Among Us omul ăsta. Acum un an. Oricum, sunt abonat. De da. Anyway. Deci, da, bulgări nu. Aoe. Adică, alternative. Pe acolo. Modern istor. Bache. Și acum se pronunță asta. Bache Bulgarian Bell. Mapper, pardon. Asta a fost apocalipse sau apocalipse. Asta frumos, asta. Deci, încă n-am văzut seria. Oricum sunt mulți oameni aici cu care am văzut eu când eram mai așa mai mic. Când aveam mai așa 2-30 ani pe acolo, deci am văzut acolo cu... Mi-a arătat o istorie pe acolo, mi-a cam plăcut așa de mic. Chestiile astea, deci da, ați văzut că am ce să explic, adică pământul mort, explodă bomba nucleară, acum sunt oameni pe acolo, încearcă să recontrească chestiile astea și ce să vă explic mai mult. Așa, m-am câteva proiecte, aici e totul alb și aici o să facă să istoria alternativ, dar altă variantă, alt viitor. Și cam greu, trebuie să desenezi, să pictezi, să faci chestii din astea, deci aici nu pare chestia la fel. Achia la fel, ai se de la dar oricum o să o picteze înapoi ca
Ca să fie toate alianțele înapoi, dar oare se fac seama la fără alianțe? Că am mai văzut de astea fără alianțe, după fac mai colo alianțe. E ceva, deci aveți UE, NATO, deci da, Gisto s-a pus să pronunța alianța rusă, varianta rusă al NATO, ca să o numesc eu mai nou. Să-i să încerc eu aveți cheval. Încă nu știu ce vreau să fac cu asta, încă nu m-am hotărât. Da, mă gândeam că poate fac acolo istoria alternativă, nu, ceva cu epoca de piatră, de cheița. Vedeți, sunt toate culorile, deci. Ia de aici culoare, hop, și pune aici, gata. Deci, da, asta a fost ce am avut eu să vă arăt. O să am 10 minute, au loc de editat. Au loc, doamne, leu. Deci, asta a fost ce am avut eu de să vă arăt. În episodul ăsta. A fost un episod foarte special, pentru că vă arăt că o să fac eu mai în viitor. Și da, nu știu cum o să fie asta, adică o să fiu cam foarte rando în acest canal, adică gaming, educație, vlog, mă credeam să fac și vlog, dar încă nu, I don't know, nu știu cu ce să închep, de să fac și skill-uri, ceva, deci am multe proiecte, chestii din astea, de chiar, da. Nu știu care, cine se mai uită până aici, dar, mă rog, asta a fost ce am avut eu să vă arăt, de chiar, da. Sper că v-a plăcut atât de loc. Sper că o să vă placă că o să fac eu în continuare și în viitor. Pentru că da. Că mi-e îmi plac așa multe chestii, adică îmi plac foarte multe chestii mie, adică da. This is very funny. La revedere, băieți, fete, la revedere. I remember. Like and subscribe. Or else. Smash that button now.